Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul întrântepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Frați și surori, în călătoria noastră pe pământul acesta, în viața aceasta numită viață, între naștere și moarte, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Pocăința aceasta este o performanță care ne apropie de Dumnezeu și pe care diavolul vrea să o distrugă. Și fiecare dintre noi ne confruntăm cu tot felul de dificultăți pe calea pocăinței. Dumnezeu însă vine în ajutorul nostru expunându-ne la rugăciune, la scriptură, la părtășia cu frații, la post, la iertare, la iubire, pentru că El vrea să ne ajute să depășim dificultățile și să nu ne prăbușim pe drumul spre cer, pierzând tot ce am făcut până acum. Și lecția din această seară și predica din această seară se încadrează în încercarea miloasă și bună a lui Dumnezeu să ajungă la inima noastră în intenția să ne corecteze, pentru că, deși suntem oameni care îl urmăm pe Domnul, avem tot felul de lucruri care trebuie schimbate și îmbunătățite. Și fiecare predică vizează mai mult pe unii decât pe alții, rămânând ca cei mai puțin vizați în seara aceasta să fie vizați mâine seară. Deci, ce vrei să fac? Filozofia de viață a oamenilor este alta. Ce vreau să fac? Sau fac ce vreau? Fiecare persoană este stăpână pe viața lui să facă ce vrea cu ea. Întâlnirea personală cu Dumnezeu îl obligă pe celebrul Saul să pună întrebarea aceasta diferit, să își anuleze dreptul de a face ce vrea cu viața lui și să-i acorde lui Dumnezeu dreptul să hotărască ce vrea să facă cu propria viață. Decizia aceasta este cea mai grea decizie pe care o poate lua un om în viața lui. Fiecare dintre noi ne bucurăm de viață și ne bucurăm, mai ales tinerii se bucură când după 16-17 ani, unii mai târziu, alții mai devreme, încep să iasă de sub autoritatea părinților, își iau viața în propriile mâini și se bucură că pot face ce vrea cu viața lor. Noi ne bucurăm de ocazia că avem o familie, muncim și facem ce vrem cu viața noastră. Suntem liberi, dacă vrem să mergem la parc, să mergem. Dacă vrem să mergem la restaurant, să mergem. Dacă vrem să avem o seară de relax în familie, să avem. Iar dacă vrem să muncim mai mult, să putem munci să câștigăm bani. Ne bucurăm să ne facem singur programul. Simțim că avem dreptul să hotărâm ce vrem în viața noastră. Când ne întâlnim cu Dumnezeu, El vrea să ne anuleze dreptul acesta, pentru că El știe că ce vrem noi nu-i bine. Și atunci El ne spune: dă-mi mie dreptul să fac ce vreau cu viața ta. Și asta se numește pocăință și acceptarea Domniei lui Iisus. Dar lucrul acesta este teribil. Să nu mai poți să faci tu ce vrei cu viața ta este o umilință nespusă numită pocăință. Este o predare teribilă numită închinare și dedicare lui Dumnezeu. Aceasta este o viață trăită cu Domnul. Dacă cineva încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu făcând în continuare ce vrea El, acesta e un creștinism fals și nu folosește la nimic decât la aparențe. Dar adevărata urmare a lui Iisus Hristos este să îți anulezi singur dreptul de a face ce vrei cu propria viață și să-i dai lui Dumnezeu, sub semnătura deciziei personale, voluntare și conștiente, dreptul să facă ce vrea cu viața ta. Și chiar dacă te doare, și chiar dacă nu corespunde gusturilor tale, și chiar dacă ți-ar place să faci altceva, să spui: Doamne,
ție îmi predau viața, fă ce vrei cu ea, eu am să scrâșnești din dinți, am să suport orice durere și umilință și am să merg după tine știind că tu mai bine decât mine îmi administrezi existența și că la sfârșitul călătoriei voi ajunge în cer. Cu această teribilă decizie, grea decizie, dureroasă decizie, s-a confruntat Saul. Domnul a îngenunchiat prin slava în care s-a prezentat și Saul, speriat, îngrozit, umilit în prezența slavei lui Dumnezeu, a pus o întrebare care doare și care obligă: Doamne, ce vrei să fac? Vreau să schimb programul, vreau să schimb deciziile, vreau să schimb prioritățile, vreau să schimb valorile, vreau să schimb viața, vreau să schimb prietenii, vreau să schimb obiceiurile, vreau să schimb caracterul, vreau să schimb temperamentul, vreau să schimb vorbirea, vreau să schimb tot ce este în tine. Să dai afară lumea și să bați cerul, să te dai afară pe tine și să mă bați pe mine, să pierzi din vedere tot ce ai vrut și să ai în vedere tot ce vreau eu. Asta vreau, Saule. Vreau să dispari și eu să apar. Vreau să te micșorezi și eu să mă înalț. Vreau să te umilești și vreau pe mine să mă proslăvești. Asta vreau, Saule. Doamne, dar ce mult vrei de la mine. Eu m-am gândit că scap cu o slujbă. Eu m-am gândit că scap cu o donație. Eu m-am gândit că scap să mă las doar de țigări. Eu m-am gândit că scap mai ușor. Doamne, Tu vrei totul. Doamne, nu mai rămâne nimic decât libertatea să Te urmezi pe Tine și efectiv să calc pe urmele pașilor Tăi. Se zice că un copil avea un tată bețiv și pe copilul acesta îl durea foarte tare de caracterul urât al tatălui lui. De multe ori l-a făcut de rușine, cădea în șanț, beat. Într-o zi din nou tatăl a dispărut de acasă. L-a așteptat copilul înfometat și speriat toată ziua. Era iarnă. Tatăl era beat într-un restaurant, într-o cârciumă din România. Nimeni nu știa unde este el. Când s-a uitat mai bine în fața lui, stătea propriul fiu, un copil destul de mic, în jur de 5 ani. S-a speriat. L-a întrebat: bă, pruncule, cum ai ajuns aici? Și copilul i-a explicat: tată, afară e zăpadă. Când ai plecat de acasă, în zăpadă au rămas imprimate urmele tale. N-am făcut altceva decât pur și simplu să calc pe ele. Nu mi-a trebuit multă minte. Și uite că, călcând pe urmele tale, am ajuns unde ești tu. Atunci când vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să faci este să pui piciorul în locul unde în istorie a rămas urmele pașilor lui. Și n-ai să te rătăcești niciodată. Nu-ți trebuie facultate pentru asta. Dacă o ai, e bine. Dar dacă nu o ai, nu-i rău. Pentru a ajunge în cer, facultatea are un rol foarte mic, aproape deloc. Ce vrei să fac? Când omul se întâlnește cu Dumnezeu, e pus în fața acestei dureroase decizii să facă în continuare ce vrea el, ce crede el că e bine, să țină în cont de dorințele lui, de obiceiurile lui, sau să-și anuleze dreptul acesta pentru întotdeauna și să îl ofere Domnului, oricât de mult doare lucrul ăsta. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară: ce a vrut Saul înainte de convertire? Convertire numesc întâlnirea lui personală cu Isus. Ce a vrut Pavel, Saul, înainte de convertire? Apoi, în al doilea rând, vom observa cum s-a petrecut convertirea lui și, în al treilea rând, ce a vrut Pavel după convertire. De fapt, ce a vrut Dumnezeu de la el. Deci, în primul rând, ce a vrut Saul înainte de convertire? Saul s-a născut la aproximativ 5 ani după ce s-a întrupat Domnul Iisus Hristos. Dacă îmi permiteți, pentru o mai bună înțelegere, Saul s-a născut cam la 5 ani mai târziu după ce s-a născut Domnul Iisus. Domnul Iisus nu s-a născut, s-a întrupat, de fapt. El s-a născut în Tars, în provincia Cilicia. Tatăl său a venit din Galileea, fusese fariseu și făcea parte din seminția lui Beniamin. Roman 10 cu 1, Filipeni 3 cu 5. Și era cetățean roman. Fapte 16 cu 33 sau 22, 25 la 28. Tarsul în vremea aceea, orașul Tars, era un oraș înfloritor și era un puternic centru comercial și sediul uneia dintre cele mai recunoscute academii de filozofie și retorică.
După terminarea cu succes a școlii din Tars, din localitate, Saul își desăvârșește studiile la Ierusalim, fapte 22:3, la una dintre cele mai prestigioase școli, la școala lui Gamaliel, unul dintre cei mai recunoscuți învățători ai vremii. Datorită performanțelor sale academice, a inteligenței, a elocinței, a temperamentului său sangvinic, a personalității impunătoare, este rapid promovat în structura de autoritate a vieții sociale religioase din capitala Israelului. Dintre cele 13 scrisori, dacă nu chiar 14, punându-o și pe cea către evrei, pe care el le scrie în Noul Testament și sunt păstrate în Biblie, observăm cu ușurință stilul său elevat, referințe la gradul de cultură, la viața civilă, militară și sportivă, și sunt câteva texte biblice care fac dovada acesteia. Fapte 17:28, 1 Corinteni 15:33 sau Tit 1:12. Pavel avea foarte multă pasiune pentru țară, pentru sinagogă, pentru tradițiile naționale, pentru cultura evrească și era foarte agresiv dacă era nevoie pentru păstrarea acestora. A participat indirect la omorârea lui Ștefan, primul martir creștin, privindu-l ca pe o amenințare la religia lui națională. Este împuternicit de parlamentul religios al țării, numit Sinedriu sau Sanhedrin, să folosească forța armată pentru a lichida creștinismul care tocmai lua amploare în Imperiul Roman. Priviți, vă rog, că era pregătit intelectual, licențiat în teologie la cea mai bună școală, era pregătit social, avea dublă cetățenie evreiască și romană, era pregătit profesional, era membru al Parlamentului Național Religios, era pregătit religios, era prezent la orice eveniment religios de importanță majoră, era educat, era realizat din punct de vedere social, religios, avea o strânsă relație cu sinagoga și cu oamenii religioși și era reprezentantul intereselor religioase și naționale, fiind o speranță pentru aceștia. Singura lui problemă, dar marea lui problemă, era faptul că nu-l cunoștea pe Dumnezeu în mod personal. Cunoștea religia lui, cunoștea biserica vremii lui, adică sinagoga, cunoștea pe preoții din vremea lui, cunoștea toată cultura și tradițiile, dar nu-l cunoștea pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Așa a fost Saul înainte de convertire. 2. Cum s-a convertit Saul? La vârsta de aproximativ 30 de ani, în jurul anilor 35, Saul este însoțit de un pluton de soldați, se deplasează de la Ierusalim spre Damasc, capitala Siriei, cu scopul să-i prindă pe creștinii care promovează învățăturile lui Iisus, care fusese omorât prin răstignire, și să-i pedepsească sub acuzația de delict împotriva legii iudaice. Acesta era scopul lui, să meargă, să-i prindă și să-i pedepsească sub acuzația de delict național. În 3 locuri din Cartea Faptele Apostolilor este prezentată celebra convertire a lui Saul, unde are loc o experiență personală, conștientă și evidentă cu Domnul Iisus Hristos. Experiență care îl răscolește prin faptul că Domnul îi pune 2 întrebări capitale. Una, Saule, pentru ce mă prigonești? De ce faci răul? Mântuitorul întreabă de ce trăiește și servește, de ce nu servește împărăției lui Dumnezeu și de ce luptă împotriva împărăției lui Dumnezeu. De ce te unești cu oameni care nu mă iubesc, îl întreabă Domnul. De ce ești o persoană religioasă, dar nespirituală, îl întreabă Domnul. De ce lupți împotriva lui Dumnezeu timp în care lupți pentru interesele sinagogii, îl întreabă Domnul. Și a doua întrebare, ți-e greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Aceasta este, vrei să faci ce trebuie de acum încolo? Prima era, de ce n-ai făcut ce trebuie până acum? A doua este, vrei de astăzi înainte să-ți repar problema? Mântuitorul întreabă, accept să te dedici pentru Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătești? Nu vrei să mă urmezi împotriva tuturor tendințelor contemporane de a face altceva? Au fost 2 întrebări de viață și moarte. 2 întrebări la care a trebuit să răspundă. Fiecare muritor trebuie să răspundă la aceste 2 întrebări. Verbal sau cu viața. În clipa aceea, Saul a capitulat. A semnat singur că renunță la dreptul să facă ce vrea în viață. Și i-a predat dreptul acesta lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, de astăzi înainte, fă ce vrei cu viața mea. Spune el în Galateni 2:20, am fost mor și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește de acum în mine.
Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc prin credință în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pentru mine la moarte. Nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos în mine. Astăzi bisericile sunt pline de oameni care fac ce vor cu viața lor, cu ambițiile lor, cu orgoliile lor, cu tendința lor de a ieși în evidență, cu concurența lor și cu tot felul de alte lucruri care exprimă eul uman. Aceasta este o mare problemă pentru fiecare dintre noi și este un semn de adâncă pocăință că recunoaștem și că ne aplicăm asupra problemei. În al treilea rând, pentru că timpul se scurtează, aș vrea să mă concentrez pe titlul predicii, ce vrei să fac. Ce a vrut Saul să facă după convertire? Sau de fapt ce a vrut Dumnezeu să facă prin el după convertire? Pentru că acesta este miezul predicii de fapt. Când ne uităm la Saul, ce a făcut înainte, realizăm că a fost un om ca oricare altul și a făcut o carieră sclipitoare, a ieșit în evidență, a avut o tendință de superioritate, a făcut caz de inteligența lui, de elocința lui, a concurat cu toți, i-a întrecut pe toți, i-a făcut pe toți de rușine, s-a lăudat cu fapta sau cu gura, s-a mândrit cu reputația lui, cu rezultatele vieții lui. Era o persoană care a avut parte de poziție, era un om care a reușit în viață, însă era un om agresiv, un om care slujea intereselor unei religii, un om care se folosea forța, un om care nu se dătea înapoi nici de la omor, nici de la stricarea reputației, nici de la folosi forța ca să apere interesele lui Dumnezeu. Și Petru a făcut aceeași greșeală. Sunt oameni care cred că dacă scot sabia, încurajează pocăința. Și ei cred că aceasta e pocăința, să scoată sabia și să măcelărească în numele Domnului. Dar Petru a fost admonestat de Domnul Iisus atunci când i-a spus: Petre, tu în împărăția mea ai venit cu sabia ta? Bagă-ți-o în teacă că dacă o mai scoți, tu ești cel care vei muri omorât de ea. În împărăția aceasta nu se luptă cu sabia. Eu puteam să am o sabie lungă cu care tăiam gâtul tuturor oamenilor dintr-o dată, însă eu am venit cu iubirea, cu iertarea, cu metodele acestea vreau să cucerez lumea. Dacă suntem sinceri, cu iubirea ne-a cucerit Domnul pe fiecare dintre noi. Și ne umilește când ne face bine și noi știm bine că nu merităm, că suntem niște oameni cu slăbiciuni și greșeli, dar dragostea lui ne cucerește, mărit să fie Domnul. Dragostea lui ne dă aer, ne ajută să respirăm un aer proaspăt și să-L urmăm și să ne simțim mici și neînsemnați și slabi. De câte ori n-ai plâns spunând, fără să-ți fie jenă de cei care sunt în jur și te au: Doamne, sunt un om slab, mi-e rușine de mine, mi-am propus să fiu mai bun, ți-am promis aseară că nu o să mai repet greșeala. Doamne, îmi pare rău că din nou am alunecat, îmi pare rău că din nou am greșit. Doamne, mi-am propus să fiu mai demn pentru Tine și mai dedicat pentru Tine. Iartă-mă că n-am putut să fac ceea ce am vrut. N-am vrut să fac asta, dar iată, mă trezesc că fac ce nu vreau și nu pot să fac ceea ce mi-am propus. Doamne, Tu meriți mai mult, iartă-mă că nu pot să mă ridic la nivelul excelenței la care Tu mă aștepți și la care, sincer să fiu, și eu mă aștept. Domnul ne umilește prin bunătatea Lui. Și asta ne creează ambiția sfântă să mai încercăm, să ne ridicăm și să nu ne dăm bătuți. Atunci când îi predăm viața Domnului să facă ce vrea cu ea, să știți că lucrul acesta ne costă teribil. Mulți dintre noi am avut experiența că n-am putut să ne ținem de cuvânt. Nu ți s-a întâmplat să-i promiți Domnului o pocăință sinceră și să nu te poți ține de cuvânt? Să te confrunți cu tot felul de dificultăți pe care nu le-ai putut depăși? Să eșuezi, să plângi, să realizezi că pocăința e mai grea decât ai crezut? Nu ai râs de alții și de alții că au păcătuit și când colo te-ai trezit și tu în groapă? Și de-abia atunci te-ai smerit? V-am mai spus odată despre un tânăr care s-a pocăit într-o biserică pe care eu am slujit-o în România, un om care avea o părere foarte înaltă despre el și se uita la toți predicatorii care mergeau la amvon și avea o atitudine de superioritate față de fiecare și în mintea lui spunea: asta-i predică, și îi critica pe toți. Altceva nu făcea decât tot timpul să critique. Acolo a greșit, a greșit în citire, a greșit în exprimare, a greșit în... Asta era slujba lui. Și într-o zi Domnul a venit în inima mea și mi-a spus: pune-l la predică. I-am spus: peste 2 săptămâni vreau să predici. I s-a luminat fața. Dar lucrul acesta a ținut până când a coborât de la amvon. N-a reușit să spună decât 3 cuvinte. S-a bâlbâit cum n-am mai văzut pe cineva în viața mea să se bâlbâie. A venit la mine și plângând mi-a spus: frate Luigi, îi mulțumesc lui Dumnezeu
pentru că a organizat în viața mea un moment în care m-a ajutat să văd lucrurile în mod cinstit. Eu am avut o atitudine de aroganță și de superioritate. I-am privit pe toți de sus. Am crezut că școala mea mă promovează ca fiind mai deștept decât toți ceilalți. I-am ascultat pe toți cu un spirit critic. I-am privit de sus. Am crezut despre mine că sunt un deștept. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a implicat în experiența aceasta, ca să văd că nu sunt decât un om și că nu sunt așa de bun cum am crezut. Atunci când îi predai viața lui Dumnezeu, El se apucă de treabă și pune toate lucrurile în ordine. Ei, această stare de curățenie s-ar putea să te doară. Așa s-a întâmplat cu Saul. Haideți să privim ce a făcut Domnul din viața lui. Ce vrea Dumnezeu de la un om? Pentru că Pavel se obligă când îl întreabă pe Domnul ce vrei să fac. Când te duci la un om care e sărac și îl întrebi de ce ai nevoie, asta înseamnă că îi spui următorul lucru: eu pot să te ajut. Cu ce aș putea să te ajut? Nu te poți duce la un om să-l întrebi de ce ai nevoie fără să-l poți ajuta în niciun fel. Că întrebarea de ce ai nevoie îi spune omului aceluia că dacă are nevoie de ceva, într-o anumită măsură îl poți ajuta. Când Pavel a întrebat pe Domnul ce vrei să fac, el s-a obligat să facă măcar o parte din ce Domnul urma să-i răspundă la întrebarea lui. Și uitați ce îi răspunde Domnul și ce face el. 1. Ce vrei să fac, Doamne? 1. Vreau să te pocăiești. Vreau să te pocăiești. Primul lucru pe care l-a făcut Pavel este că s-a pocăit. Pocăința este centrul relației spirituale cu Dumnezeu. Este lucru fundamental în existența unui om. Este singura posibilitate să scroiești drum spre cer, să distrugi pe diavolul din viața ta și păcatul și boala și moartea și să se nască un om nou, descătușat de ambițiile prostești și omenești și să devii o ființă care semeni din ce în ce mai mult cu chipul Marelui Rege Iisus Hristos. Pocăința este fundamentală. Oamenii se miră de schimbarea din viața lui Saul. Aduceți-vă aminte că evreii, oamenii din sinagogă, preoții cei mai de seamă, colegii lui din parlamentul religios s-au mirat, au văzut schimbarea și în loc să-i urmeze exemplul, au privit negativ, nu l-au înțeles și au vrut să-l omoare pentru că au devenit o rușine și o pricină de slăbiciune în sistemul lor. Ce vrei să fac, Doamne? Vreau să te pocăiești. În seara aceasta, dacă n-ai venit pentru altceva la biserică, te rog frumos, întreabă-L pe Dumnezeu ce vrei să fac, ce vrea să faci. Și primul lucru pe care ți-l va spune este următorul: vreau să te pocăiești. Vreau să te pocăiești în inima ta. Să te dezbraci de părerea excelentă despre tine. Să nu mai crezi că ești așa de bun după cum ai crezut. Școala ta nu te face șeful oamenilor. Banii tăi nu te face mai grozav decât alții. Faptul că nu faci nimic și prin faptul că nu faci nimic nici nu greșești în niciun fel și te uiți la alții care făcând ceva greșesc, să nu crezi că dacă ai face mai bine decât ei. Pocăiește-te în inima ta. Echilibrează-ți părerea despre tine. Fii un om smerit. Ai grijă ce vorbești, ai grijă ce simți, ai grijă ce faci, ai grijă de casa ta, ai grijă de tine, ai grijă de felul în care ți-administrezi banii. Omule, pocăiește-te! Dă-te jos din pomul în care te-ai ridicat crezând că acolo ți-e locul. Asta îi spune Domnului Pavel și Pavel a făcut lucrul ăsta. 2. Consacrare totală, pe lângă pocăință reală, consacrare totală. Scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce să faci. În primul rând trebuie să te ridici pentru Dumnezeu și să stai în picioare. Nu mai sta pe scaun, viața e scurtă. Stai în picioare pentru Domnul. Aceasta e poziția omului care vrea să facă ceva. Când Dumnezeu te vede în picioare, înțelege că aștepți să te pună să faci ceva. Dar când te vede așa leșina pe un scaun și când te vede căscând, își dă seama că ai nevoie să dormi, nu să slujești. Pavel primește următoarea sugestie: ridică-te în picioare, scoală-te. Vreau să te văd pregătit de slujbă. Am să te pun să faci doar ce știi și am să te pun să faci puțin câte puțin. N-am să te promovezi dintr-o dată făcând lucruri extraordinare și vom vedea că în ciuda faptului că nouă ni se pare că Pavel a explodat în slujire, nu e adevărat. Pavel a așteptat cel puțin 5-6 ani până a fost promovat în slujbă. Numai 3 ani a stat într-un pustiu, primind acolo o revelație egală aproape cu cea a apostolilor. Apoi, trebuie să intri în locul unde sunt alți creștini.
intră în oraș, du-te în cetate. Observați, Domnul putea să-i spună, uite ce vreau de la tine. Dar vrea să-l smerească și îi spune, du-te în oraș la un om care n-are școala ta, îl cheamă Anania. Ăsta n-a făcut de două clase, știe doar să dea cu plaivasul, cu pixul, să se semneze. Du-te la el și el va veni să spună ce trebuie să faci. Păi tu, om de catedră, tu licențiat în teologie, tu, persoană importantă în parlamentul religios, te duci la țăranul ăla să spună ce trebuie să faci? Dumnezeu vrea să-l smerească pe Saul. Pentru că niciodată un om smerit nu-i destul de smerit. Și unul dintre scopurile lui Dumnezeu este să te ține acolo. Pentru că atunci când te ține acolo ești mare. Cum te ridici, te umfli și devii mic. Și Dumnezeu îi spune lui Saul, du-te în oraș. Dar de ce mă trimiți în oraș? Spune-mi tu ce tu nu știi să-mi spui. Spune-mi tu, uite-mă, Pavel, ce aștept de la tine. De ce mă trimiți pe mine la ignoranții ăia? Ăia n-au școală, eu sunt doctor. Eu sunt om cu școală, eu sunt om cu pregătire. Tu la ăla mă trimiți, la Anania. Anania e nimeni în drum. Știe el să se roage, dar se ridică la nivelul meu? Doamne, spune-mi tu. Pavele, potolește-te, intră în oraș. Du-te și ai părtășie cu oamenii ăia. Termină cu diferențele. Eu sunt așa, celălalt e așa. Potolește-te, drăguțule. Termină cu diferențele. Du-te între oameni și fii ca ei. Nu lăsa diferențele acestea ca să te oprească să ai părtășie cu ei. Câte diferențe nu ne despar pe noi? Eu nu mă duc acolo pentru că... Eu nu mă duc acolo pentru că... Și Domnul îți spune... Așa de mult mi-ar place în seara aceasta să privim la acest cuvânt care nu-i din partea lui Gimițoi și din partea Bibliei. Du-te în oraș unde sunt ucenicii. Dacă te interesează ce vrea Dumnezeu de la tine, Dumnezeu îți spune în această seară, scoală-te de unde ești, scoală-te. Doi, du-te în oraș unde sunt ucenicii, du-te. Lasă-l pe Anania și să vină să-ți prorocească. Lasă-l pe Anania să vină și să-și pună mâinile peste tine. Lasă-l pe Anania și să vină să te învețe. Ai părtășie cu oamenii ăștia, roagă-te cu ei. Acolo vei fi vindecat. Nu singur și separat de oraș, că tu ești o personalitate. Nu așa. Du-te cu frații. Fii una cu ei. La Dumnezeu nu mai sunt selecții de genul acesta. Deștepți și altfel. Ești una cu poporul Domnului. Atunci când îl întrebi pe Dumnezeu ce vrei să fac, îți asumi un mare risc. Pentru că Dumnezeu îți spune. În al treilea rând, trebuie să te smerești ascultând de la cei care îți spun ce trebuie să faci. Spune Domnul, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Cei mai mulți dintre noi acceptăm să ne vorbească Domnul, dar nu acceptăm să ne vorbească omul. Ne uităm la el și îi spunem, Alin să-mi vorbească mie. Alin, fii serios. Vorbește-mi tu, Doamne, că tu da? Pe tine sunt gata să te accept. Tu ești Dumnezeu. Nu-mi trimite mie pe Alin și pe Petru Cladovan să-mi vorbească. Doamne, oamenii ăștia nu-s de mine. Du-te în cetate, că acolo niște oameni îți vor spune ce trebuie să faci. De multe ori în biserici sunt persoane care privesc cu superioritate pe predicatori, pe păstori, pe dirijori, pe ușieri, pe frații mai în vârstă din biserică și nu poți să-i dai un sfat. Dacă îl sfătuiește dirijorul, nu merită să... N-are calitatea. Dacă îl sfătuiește păstorul, n-are calitatea. Dacă vine taică să o să-i spună ceva, e prea bătrân și e cu moda din România. Dacă un ușier îi spune, liniștește-te un pic, dar cine ești tu să-mi spui? Nimeni n-are calitatea să-i dea un sfat. Absolut nimeni. Numai Dumnezeu să vină la el și să-i spună, bă, potoiește-te. Numai că Dumnezeu atunci când îți va spune, s-ar putea ori să fie ultimul lucru pe care îl auzi, ori nici măcar să nu-l mai auzi. Dumnezeu spune următorul lucru, du-te în oraș, acceptă umilința de a te vedea egal cu ceilalți oameni, indiferent de statutul lor, și lasă-i pe oamenii aceia să te învețe pentru că eu îi trimit să te învețe. Nu-i mai critica atâta pe oamenii aceia. Nu mai aștepta ca ție să-ți vorbească soarele și luna. Dacă tot îți propui să faci ce vreau eu, omule, smerește-te și coboară-te de pe poziția aceea care crezi tu că o meriți. Nu ești decât un om ca toate celelalte 6 miliarde. Apoi, observați că într-o clipă Saul trece brusc și misterios de la poziția de persecutor la cea de misionar.
Imediat fariseul Saul devine creștinul Pavel. Și din dușmanul creștinismului devine cel mai puternic apărător al Mântuitorului Iisus Hristos și al doctrinei creștine, fiind supranumit apostolul neamurilor. În al treilea rând, ce vrei să fac, după pocăință reală, după consacrare totală, este rugăciune puternică. Caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul care se roagă. Vedeți ce fac oamenii care se întâlnesc cu Iisus Hristos? Când Anania se duce să-l caute pe Saul, nu-l găsește jucând cărți. Îl găsește rugându-se. Îl găsește rugându-se. Acesta a fost semnul de identificare pentru Anania. Anania, du-te în casa aceea și îl vei găsi pe Saul care se roagă. A terminat cu scandalul și cu plutonul de soldați. S-a pocăit de obiceiurile astea și a schimbat obiceiurile. Acum ăsta se roagă pentru că s-a pocăit. Omul pocăit este un om care se roagă. Vreau să vă încurajez cu ocazia aceasta. Dacă se întâmplă să veniți la 5 jumate la biserică, pentru 15 minute, veniți vă rog frumos la rugăciune. Decât să stați aici și să vorbiți despre fotbal sau despre bani până când începe serviciu, pregătiți-vă inima în rugăciune. Vă spun din proprie experiență, ești foarte zidit după 10-15 minute de rugăciune cu Domnul. Oricare dintre noi avem nevoie, frați și surori, inima este bandită. E nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea, dar când te smerești prin rugăciune, Domnul te atinge, Domnul te echilibrează, Domnul te balancează, Domnul îți mai pune un plumb mai încolo sau ți-a pe unul de dincolo, mă refer la felul în care se echilibrează o roată de mașină. Încercați să faceți asta, aveți nevoie, aveți și dumneavoastră suflet. Omul care nu se roagă, ce fel de creștin poate să fie? De unde putere? De unde putere spirituală? N-aș vrea să facem un serviciu de 5-6 ore. Vreau numai să vă spun că trăim vremuri complicate. Se micșorează dragostea, se împuținează credința și ne uităm cu ochii. Și dacă nu luăm atitudine, vom deveni victime ale acestor proiecte ale diavolului. Apoi, botezul în apă. Scriptura ne spune, apoi s-a sculat și a fost botezat. Imediat după botezul în apă a existat o vindecare miraculoasă. Apoi, predicarea cu pasiune și îndată a început să predice în sinagogă. După ce încearcă fără succes o misiune de predicare a Evangheliei în Damasc, citiți Fapte 9, 19 la 22, se retrage în pustiul Arabiei la sud de Damasc, unde petrece în tăcere în umilință aproximativ 3 ani. În perioada aceasta are toate revelațiile despre care mai târziu scrie. El n-a trăit cu Iisus, n-avea de unde să știe ce a învățat Iisus. Chiar dacă el a fost contemporan cu Domnul cu vreo 5 ani mai mic, plus sau minus, el n-avea de unde să știe. El a trăit în Tars, în Cilicia, dar în Damasc 3 ani, Domnul bagă într-un curs intensiv, a stat în pustie și acolo Domnul le expune la o revelație teribilă, dumnezeiască. Și Pavel devine cel mai mare, cel mai prolific scriitor al Noului Testament. Se folosește Dumnezeu de el într-o manieră extraordinară. Pavel devine celebru. Cea mai mare parte din Noul Testament este inspirată prin el, devine instrumentul lui Dumnezeu, deși a fost un bărbat mărunt. Deși a avut o infirmitate fizică, s-a rugat Domnului să-i vindece și Dumnezeu nu l-a vindecat și i-a spus: eu vreau să te țin cu țepușul ăsta în carne ca să nu ți se urce la cap, pentru că ești capabil, pentru că ești superdotat, pentru că ai abilități, pentru că oamenii te vor cinsti și pentru că ți se va urca la cap că ești deștept, vreau să te țin în smerenie ca să reziști până la sfârșit pe calea mea. După această perioadă face a doua încercare apostolic în Damasc, însă cu greu scapă să nu fie omorât de gărzile regelui Areta al IV-lea, Fapte 9, 23 la 25, și despre asta mai scrie și în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Ucenicii din Damasc îl ajută să evadeze din oraș, coborându-l într-o coșniță, într-un coș, printr-una dintre ferestrele cetății. Se duce la Ierusalim, aici petrece 2 săptămâni în compania lui Barnaba, omul de care s-a folosit Dumnezeu. Barnaba garantează pentru el la ucenici, eliminând astfel neîncrederea lui Petru și Iacob, care erau liderii ucenicilor. Fapte 9, 26 la 29 și mai scrie și în Galaten la 1 cu 18. Urmează o perioadă de tăcere și de părtășie cu Dumnezeu, petrecută în mare parte în orașul natal. Citiți Fapte 9 cu 30 sau Galaten 1 cu 21. La 10 ani după convertire, atenție, la aproximativ 10 ani după convertire, celebru Pavel a stat 10 ani și a învățat și s-a documentat pentru că trebuia să învețe lucruri noi.
Deși religios, era un om îngânfat, era un om mândru, era un om coleric, era un om agresiv și Dumnezeu a vrut să-l îmblânzească, să-l domesticească. Apoi, ajută săracii cu orice preț. E învinuit că fură bani. E învinuit că umblă cu fofârliga. Însă, în marea foamete care apare datorită secetei în tot imperiu, Pavel se implică în adunarea de fonduri și el și Barnaba pentru ani de zile adună fonduri. Iar scrisorile pe care el le scrie sunt pline de referințe la această activitate a lui. Nu mai vorbesc decât un minut sau două apropiindu-mă de încheiere. Face 3 călătorii misionare celebre, însă are parte de o suferință cumplită. Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre asta. Pavel, să știți că a fost un om care a suferit mult. Omul acesta a suferit mai mult decât ne imaginăm. Aș vrea numai să citesc câteva cuvinte dintr-un loc al Scripturilor. Omul acesta vorbește puțin despre suferințele lui. Biblia este plină de locuri unde Pavel vorbește cât de mult a suferit, dar să știți că n-a suferit din partea oamenilor necredincioși. Zice el, suntem încolțiți din toate părțile, dar nu suntem la strâmtoare. Suntem în grea cumpănă, dar nu disperați. Suntem prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți la pământ, dar nu omorâți. Purtăm în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus. Și în Roman 8, și în 1 Corinteni capitolul 3, și în 1 Corinteni capitolul 4, și în 2 Corinteni capitolul 8, și în 2 Corinteni capitolul 4, și în Faptele Apostolilor mai ales se vorbește despre suferința lui Pavel. Omul ăsta a avut parte de o suferință teribilă. A fost bătut. A fost nedreptățit. A fost acuzat. A existat o persoană care l-a vorbit foarte mult de rău. Mi-am notat multe lucruri pe care aș fi vrut să le spun despre cât de acuzat a fost Pavel. A fost acuzat de o grămadă de lucruri. Că este un incompetent. Că este un mândru. Că face slujbă pentru bani. Că nu știe ce face. Că nu are autoritate. Că nu are înțelepciune. Că umblă după locuri înalte. Și așa mai departe. Și epistolele lui sunt pline de momente în care și-a apărarea. Pentru că el a știut că bisericile, dacă sunt mințite, vor proceda greșit. E nevoie să le spună cineva și adevărul. Închei, fără să reușesc să vă spun multe din ceea ce îmi propusesem, însă în încheiere aș vrea să vă spun următoarele lucruri. Pavel a pus odată o întrebare care i-a schimbat viața. Doamne, ce vrei să fac? Mulți oameni se feresc de această întrebare, pentru că nu-și permit să o pună. Pentru că dacă o pun, nu-și asumă riscul să audă răspunsul lui Dumnezeu. În această seară, scumpul meu, ascultă-mă puțin. Dacă îți trece prin cap să ajungi în cer, trebuie să vorbești cu Dumnezeul cerului și să-L întrebi următorul lucru: Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Am fost la biserică, am cântat, am slujit, dar eu am făcut ce am vrut. De data aceasta vreau să spun o întrebare, mi-e frică, dar ți-o pun. Ce vrei să fac? Și Domnul va începe să spună următoarele lucruri. Pocăiește-te, dedică-te lui Dumnezeu, trăiește între ceilalți ucenici, abordează o viață de rugăciune, consacră-te pentru slujbă și sunt multe alte răspunsuri pe care Dumnezeu ni le pune. Mă uit la dumneavoastră în această seară și mă întreb, este aici Saul sau a murit de mult? Este aici Saul în persoana unui tânăr? Este aici un tânăr care îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să fac? Sunt tânăr și din tinerețe vreau să te slujesc. Ce vrei să fac cu viața mea? Doamne, în ce fel vrei să te slujesc? Ce vrei să fac cu viața mea? Este aici un tată, o mamă, un bătrân, o persoană adultă care vrea să-L întrebe pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să fac? Să știi că răspunsul lui Dumnezeu va fi același cu răspunsul pe care l-a dat apostolul lui Pavel. Mă rog în seara aceasta, frați și surori, să avem amândoi puterea să venim la Domnul în umilință și să punem această întrebare care ne obligă. Doamne, ce vrei să fac? Răspunsul ne va schimba viața. Vom deveni alți oameni. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să încheiem slujba divină ca niște oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu și care am fost confruntați cu Evanghelia. Te rog din suflet, nu te împietri. Lasă-L pe Dumnezeu să se întâlnească cu tine. Privește la cât a suferit pentru ca să te mântuiască. Nu rata această șansă pe care ți-o oferă Dumnezeu. Pocăiește-te, smerește-te, abordează rugăciunea și părtășia frățească cu toată responsabilitatea, schimbă dacă ai ceva de schimbat în viață și pregătește-te pentru cer, că e mai aproape de dumneata decât ieri.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.